În contextul în care România se situează între statele cu cele mai slabe colectări din Europa, cu 26,6% din PIB, cu un deficit de personal reliefat de raportul un angajat din fisc la aproximativ 100 de contribuabili înregistrați, clasa politică pregătește un set de măsuri antifinanțiști menite să subrezească și mai mult mecanismele bugetare. Cârpeala sacului bugetar nu poate fi acceptată de finanțiști și generează proteste de stradă. Ieri a avut loc pichetarea Direcției Regionale Antifraudă Fiscală din Deva, instituție cu rol deosebit în identificarea și combaterea fraudei fiscale. Ieri, protestul angajaților de la Antifrauda a durat o oră și s-a desfășurat în liniște, fără incidente. Sindicaliștii militează pentru o relație corectă cu contribuabilii, pentru o salarizare decentă, pentru egalitate de șanse, pentru condiții normale de lucru și mai ales pentru asumarea instituțională. Problema e că dacă finanțiștii nu-și fac treaba în condiții optime și cu o remunerație corectă, toată lumea va avea de suferit. Guvernul are acum nevoie de mulți bani, e o gaură imensă în buget. Noi ne străduim când ne străduim, dar dacă nu suntem ajutați, nu putem face astuparea acestei găuri. În continuare avem programe greoaie, programe informatice greoaie, tehnica de calcul lasă de dorit, nu există o interconectare a bazelor de date, în timp ce arătăm cu degetul că așa zisa gaură la buget se datorează ANAF-ului. Dacă digitalizarea se va finaliza și partea de software mai ales va fi pe înțelesul oamenilor și pe înțelesul inspectorilor antifraudă și se va putea aplica mult mai ușor, probabil că și colectarea va da rezultate. Altfel, alergând toată ziua și să prindem pe, vânzătorii de praz sau de pătrunjel și să le dai o amendă, nu rezolvă situația. Toată lumea ne spune, sunteți inspector antifraudă cu funcție specifică, dar noi nu avem nici un prerogativ pentru funcție specifică. Noi suntem priviți ca și cei din inspectorii normali care sunt în ANAF, care nu lucrează sâmbetele, nu lucrează duminicile, nu lucrează nopțile, nu lucrează în vamă, nu fac nimic. Nouă ni se cere cu totul altceva. Eu cred că sunt peste 10 ani de când se promite că va fi elaborat acest statut al finanțistului. Oricine vine la guvernare, că este ministrul finanțelor, că e președintele ANAF, atunci când se schimbă, asigură de acest lucru, dar constatăm că nu există voință politică. De aceea și oamenii s-au strâns aici, pentru că încearcă, prin mesajele pe care le transmit și mesaje, după cum vedeți, mesaje sincere, mesaje care își găsesc întru totul reflectarea în condițiile pe care le au, încearcă să modifice sau să determine o voință politică care, după cum vă spuneam, astăzi nu există, în a elabora un astfel de statut. Un statut al finanțistului care, cu siguranță, ar aduce un plus instituției și lor o autoritate mult mai mare. Potrivit unui act normativ aflat în discuții în Parlament, inspectorii fiscali, pe lângă atribuții suplimentare, vor fi buni de plată în cazul în care contestațiile sancțiunilor sunt pierdute în instanță. În cazul în care un act administrativ fiscal este declarat de instanță ca fiind nelegal, instituția împreună cu inspectorii se răspundă solidar în ceea ce privește cheltuielile de judecată. Dați-vă seama ce înseamnă acest lucru. Condițiile în care de multe ori cheltuielile de judecată pot ajunge la zeci de mii sau sute de mii de lei recunoscute de instanță, gândiți-vă ce înseamnă să pui în spatele unui inspector astfel de sume. Protestele vor continua și în celelalte județe.